Ora 19, bună seara, ediție specială aici la Digi24 și îi veți vedea imediat pe cei care sunt olimpicii noștri, pentru că de data aceasta la Jocurile Olimpice, canotajul a fost sportul de aur pentru România la Tokyo. Ne mândrim cu o medalie de aur și desigur cu două de argint aduse de sportivii țării noastre la această disciplină. Și ne uităm cu toată admirația la acești oameni care depun un efort uriaș în fiecare zi pentru a ajunge în astfel de competiții, la care noi cei de acasă ne uităm cu foarte multă emoție și cu speranță că vom auzi imnul și că îi vom vedea acolo, că vom vedea tricolorul. Ne uităm cu tot dragul, nu doar la ei, ci la cei care nu reușesc să ajungă pe podium, pentru că e important să particip, este important să vedem totul ca o lecție de forță, de putere, să reînviem și să mergem cu fruntea sus în toate competițiile, despre care noi, cei de acasă, aflăm de cele mai multe ori la televizor și ne reproșăm că vorbim prea puțin despre sportul românesc. Acestea sunt momentele care aduc interacțiune cu sportivi exemplari, dar nu sunt suficiente pentru a-i determina pe părinți să-i ducă pe cei mici să facă sport, că și despre asta este vorba. Copiii acestei țări visează grație campionilor că peste ani vor lua și ei medalia olimpică. Și îndrăznesc să vă spun, în numele întregii țări, felicitări, vă mulțumim că ne-ați făcut mândri încă o dată, că suntem români, din toată inima, sunteți campionii noștri cu toții. Doamna Lipă, încep cu dumneavoastră, pentru că sunteți cea care cu foarte multă îndârjire v-ați luptat ca acest sport să fie an de an sus pe podium la toate competițiile și nu v-ați lăsat după două ediții în care canotajul nu a fost neapărat la ținta pe care v-ați propus-o, nu v-ați lăsat și iată ați ajuns la toată această performanță. Bună seara și mulțumesc pentru cuvintele frumoase și cred că merită să te aplaudăm. Eu vă aplaud și vă mulțumesc. Este poate cea mai emoționantă ediție specială pe care noi toți am făcut-o aici la Digi24. Trebuie să mărturisim, pentru că nu am avut atât de mulți oameni de valoare în direct în platourile noastre și cu foarte multă emoție întreaga echipă se uită acum la voi și cred că este un moment onorant pe care nu-l vom uita niciodată. Dar sunteți cu toții niște oameni extraordinari. Dumneavoastră sunteți o luptătoare. Nu cred că este dubiu aici. Dacă nu eram o luptătoare, nu ajungeam să particip la 6 ediții a Jocurilor Olimpice, cu siguranță, și nici să cuceresc 8 medalii, dintre care 5 de aur. Deci mă caracterizează și probabil că sportul ăsta a făcut și pentru mine. Sunt la a patra candidatura mea, să zic, a președintelui Federației Române de Canotaj. Am preluat, așa că în timp ce vorbeai, mă gândeam cam cum am început eu această președinție la federație. Deci, în 2009 am candidat, am preluat președinția cu o fată care rămăsese în pregătire din barca medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing și un lot de băieți inexistent. Am încercat să construiesc. La băieți era foarte greu pentru că nu aveau modele. Dacă exista măcar, nu știu, un echipaj care să-i tragă și pe alții după el, era foarte bine. Dar nu există modele. Aveam rezultate la juniori, mai aveam puțin la tineret și practic la seniori nu se închega nimic. Normal, ambiția mă caracterizează și nu puteam să accept că acest sport care mi este atât de drag să dispară. Și mulți mă încurajau ca să înțeleg că noi nu o să mai fim unde am fost și că asta e situația. Să mă uit și să văd o Românie, nu știu, un 8 plus 1, un 4, un dublu, venind prin finala a doua, fără, nu știu, bătălia aia cu care eram obișnuită, să ne batem cu cei mai buni. N-am acceptat acest lucru și am zis, nu pot, la mine sunt două variante, ori plec, dar nu sunt lașă, ori fac tot posibilul ca să, ușor, ușor, pentru că un campion nu poți să-l crești de la o ediție la alta. Suntem aici o echipă foarte frumoasă, tânără și dacă îi întreb pe fiecare, o să spună că au început canotajul cam pe la 13-14 ani cu fetele și că din deja au Simona, cam, de exemplu, da. Când a început? Când a început Simona canotajul? La 18 ani. Ancuța? La fel.
Și băieții, la fel, nu? Când... La 14. Și voi? Deci, deci e vârsta, asta e vârsta, vârsta la care se începe. Au, să zicem așa, transformat într-un ciclu olimpic, deci au două, trei cicluri olimpice, când crești, investești în ei, te ocupi de ei, pentru că performanța nu vine așa. Poftim, aveți bani, aveți antrenor, descurcați-vă. Trebuie să, tot timpul să, să-i crești, cum s-ar spune, să fii ancorat la tot ce se întâmplă în jurul tău, ca să poți, când le dai drumul în bătălia asta olimpică, să se lupte de la egal la egal cu cei mai buni și cu siguranță că rezultatele nu au cum să nu apară. Noi sau ei, spre norocul lor, au și o echipă construită frumoasă tot în timp. Pe care o vom cunoaște, da, îi vom cunoaște pe toți imediat. Echipa se construiește tot în timp. Pentru că și cei din spate sunt corect, foarte importanți. Sunt foarte importanți. Fără de care ei n-ar reuși. N-ai cum. Poți să fii un talent extrem de mare, de bun, dar dacă n-are cine să te șlefuiască și să se ocupe de tine, riști să te pierzi pe drum. Iar aici chiar sunt talente. Unele sunt șlefuite ușor așa, unele sunt încă neșlefuite, dar ține cont. Parisul este atât de frumos încât o să ne mai vedem noi aici și după Jocurile Olimpice de la Paris. Eu sunt absolut sigură de asta, după ce am văzut că s-a întâmplat la aceste ediții. Aș merge acum la fetele care ne-au făcut atât de mândri că au adus aurul la casă. Simona Radiș, Ancuța Bodnar, ați avut ocazia să le vedeți de-a lungul timpului la Digi24. Am vorbit cu ele la cald atunci, după câteva ore, cred că erau câteva ore, nu, când am discutat cu voi după ce ați luat medalia de aur. Cum ați trăit? Acum cred că lucrurile s-au decantat, dar aș mai spune doar că sunt foarte obosit, sunt după 24 de ore de zbor, au venit direct din Japonia aici, în platoul Digi24, dar sunt la fel de frumos și cu energie la fel de bună. Simona, cum a fost momentul de la Tokyo? A fost un moment unic, nu am mai trăit așa ceva până acum. Sper să-l trăiesc de acum încolo și să-l trăiesc la aceeași intensitate. Pe cât de unic, pe atât de frumos și minunat a fost, este un sentiment aparte să fii acolo pe podium și să fii pe prima treaptă. Te gândești că ai reprezentat o țară întreagă și i-ai făcut mândrii pe toți. Ancuța, cum este să te uiți în stânga, în dreapta și să vezi că ești alături de campioni din întreaga lume? Până la urmă, cei mai buni sunt alături de cei mai buni. Este foarte frumos. Este frumos că noi, România, suntem o țară foarte puternică, foarte frumoasă și că celelalte țări ne admiră, ne încurajează. Înainte de curs am primit mesaje de la celelalte sportive și după ne-au felicitat și au spus că suntem foarte tari. Așa și este. Aș merge în ordine cronologică, băieții de la echipajul de patru masculin care au luat argintul, pentru că mai apoi vom cunoaște și pe cei de la dublu vâsle. Cum ați simțit voi acel moment, ținând cont de faptul că a fost după atâta timp o medalie la masculin? A fost cu emoții, în primul rând, pentru că toți erau campioni olimpici, mondiali, noi cei o barcă tânără, o medie de 23 de ani. Am mers motivați și... Dar cum e tot efortul acesta pe care îl depui în momentul... Știi că te pregătești ani de zile, în fiecare zi, 365 de zile, faci o pregătire fantastică. Și inclusiv acolo pregătirea este și lupta psihică și fizică. Cum e? După ce câștigi o medalie la Olimpiadă, nici nu-ți mai aduce aminte de antrenamente. Toate medalia asta care o am la gât, îți ia tot ce ai făcut în spate. Să nu uiți ce ai spus în seara. Da, și e o senzație unică. Nici nu știu cum ați apucat cumva să vă dați seama de momentul pe care l-ați trăit, ceea ce ați obținut, să vă imaginați că purtați medalia de argint la gât sau încă așteptați să se mai așeze lucrurile? Eu mi-am dat seama abia a doua zi, după ce am dormit cu ea la gât și am vrut să văd dacă m-am trezit tot cu ea la gât, dacă chiar e acolo. Chiar așa a fost, adică nici nu realizam atunci pe moment. Și merg acum și la Marius Cosmiuc, Ciprian Tudosă.
Fotografia cu palmele tale, Ciprian, a devenit virală în foarte scurt timp după ce ați obținut și voi argintul. Dar, să le spunem, pentru că știu că de-a lungul timpului, cred că și doamna Lipa a spus, așa arată întotdeauna palmele celor care participă la concursuri, celor care fac sport de performanță. Noi ceilalți ne miram, cum puteți să mai performați în condițiile astea? Te rog, Ciprian. Fotografia era virală de când am postat-o din iarnă. Acum oamenii au descoperit-o, da. Pentru că mă bucur că măcar atât, cu această ocazie, oamenii au reușit să vă descopere pe toți mai îndeaproape. S-a făcut o comparație foarte bună. Alături a pus medalia de argint, iar în dreapta palmele. Nu sunt tot timpul așa. Acum, dacă vă arătăm, arată foarte bine. De obicei, la începutul sezonului, când venim după o pauză sau când lucrăm mai mult în sală, atunci este partea mai urâtă, când suferim în palme. Da? De atâția ani, vă dați seama, ne-am obișnuit și luptăm în continuare. Marius, înainte să pleci la Jocurile Olimpice, știu că am vorbit și foarte încrezător din prima secundă de când ai spus vom merge acolo și vom da tot ce avem mai bun, lucru care s-a și întâmplat. De unde forța aceasta, construcția aceasta de forță, luptă în continuare și luptă la nesfârșit? Această forță și hotărâre, încredere pe care am avut-o a venit și în urma faptului că am mai avut înainte două olimpiade în care am obținut ultimele poziții și nu mi-am dorit treaba asta, știu cât muncesc de mult și... Dar tocmai asta e, cum te ridici după ce știi că nu ai obținut neapărat un loc care să fie favorabil sau pe care să ți-l dorești? Cum reușești să te reinventezi într-o lume în care suntem tot mai fragili? Visez tot timpul la tot ce mai bun, tot timpul am visat la o medalie olimpică și am muncit foarte mult pentru această medalie, mă bucur foarte mult și sunt foarte fericit că am reușit într-un final să o obțin. Sper să pot obține și alte medalii mult mai strălucitoare și de fapt sunt sigur că o să pot să obțin pentru că știu cum muncesc și am multă încredere în mine. M-aș mai întoarce și la voi să vă întreb cum este lucrul în echipă. Cum reușiți să construiți armonia perfectă în antrenamente, în barcă mai apoi, astfel încât să dați fiecare tot ce e mai bun? Hai să vorbim. Lucrul în echipă este un lucru deosebit. Aici îți crezi prietenia și îți legi relația de echipă. Sunteți ca o familie până la urmă. Exact ca o familie suntem. De fapt, dacă nu mă înșel, sunt foarte multe cupluri, soț și soție. Marius Cosmiuc nu este alături de soție în federație. Sunteți împreună competitori. E greu sau e ușor să împarți și viața personală și viața profesională? Este mult mai ușor și mult mai plăcut. După antrenamente mă duc bucuros în cameră sau dacă sunt supărat după un antrenament, nu știu, aștept să ajung în cameră, să mă liniștesc, să vorbesc cu soția și să ne spunem ofurile. Ce v-ați spus în momentul în care v-ați lansat în competiție, înainte de a vă lansa în competiție? Care sunt lucrurile pe care nu omiteți să vi le spuneți atunci când mergeți în pregătirea unei competiții? Fiindcă sunteți o echipă puțin mai numeroasă, sunteți patru băieți. Noi patru nu ne spunem nimic înaintea cursei. Antrenorii ne motivează înaintea unei curse, ne spune ce avem de făcut, iar noi mergem la start, ne încălzim și în timpul start, în timpul competiției, dăm ce avem mai bun. Dar aveți emoții? Sunt emoții foarte mari în timpul unui concurs. V-aș întreba și pe voi, fetelor. Știu că mi-ați spus la un moment dat, în luna aprilie, când am vorbit pentru prima dată, că încercați să vă încurajați foarte mult și prin vorbe înainte de competiție și nu în timpul competiției. Mi-ați mărturisit acum că nu a fost loc de vreun lucru pe care să vi-l transmiteți în momentul în care erați în cursă. Dar cum vă completați una pe cealaltă? Simona. În start, de obicei, ne urăm baftă una alteia și ne spunem că împreună până la capăt și o lovitură în plus. Într-adevăr, în timpul cursei nu am putut să ne încurajăm pentru că efortul a fost foarte intens și a trebuit să ne concentrăm fiecare pe ce avem de făcut. Iar la final, primele cuvinte au fost: am reușit. Ancuța, de atâta timp de când lucrați împreună, de atâta timp cât faceți performanță împreună,
Ce e totuși cel mai greu? Pentru că sunt și momente foarte dificile peste care tot împreună trebuie să treceți. Și individual, dar mai apoi și în echipa pe care o formați. Exact. Acesta este cel mai greu. Când intervine oboseala și antrenamentele sunt oarecum mai grele, psihicul nu ne ajută din cauza oboselii, este mai greu să trecem peste aceste perioade. La noi au fost scurte, nu au fost chiar lungi, spre fericirea noastră, dar aceste perioade ne întăresc și clădesc o echipă. Dacă reușești să treci peste acestea cu bine, ești învingător. I-ați învățat să fie luptători și învingători. Le-ați insuflat, probabil, tot ceea ce ați clădit dumneavoastră o viață întreagă. Cred că nici nu trebuie să scot pe gură ceva, doar citind performanța mea, știu ce trebuie să facă. O performanță pe care n-a mai egalat-o nimeni. Corect. Și nu știu dacă o va mai egala cineva. Eu sper și îmi doresc să... Poate nu cât suntem noi în viață, cel puțin. O canotoare, un canotor care să egaleze. Dar eu tot timpul le spun că este atât de frumos să câștigi și merită atunci când ești tânăr, merită să faci toate sacrificiile de pe lume ca să devii campion. Pentru că toate au timpul și momentul lor în viață. Degeaba mai târziu ai mai vrea să faci, că timpul este irreversibil. Și doar ești, dacă ai dragoste pentru ceea ce ai făcut, la rândul tău înveți pe alții și te ocupi de alți sportivi. Dar este o generație foarte bună, o generație cu frică de Dumnezeu, o generație, da, luptătoare, se dăruiește în, cum zic și ele, până la totuși ultima lovitură și o lovitură în plus. În vremurile în care trăim, sunt o generație care... Nu, fac parte din alte vremuri, nu știu de unde, dar clar că este... În vremurile în care toată lumea, toți tinerii stau cu ochii în telefoane, sportul nu mai este practicat, devine mai mult o obligație, devine ceva care trebuie să facem pentru că mergem cu oarecare reținere să facem sport. Eu am prins generații care nu știau nici ce li se întâmplă, pentru că tot timpul la masă erau cu telefonul, la antrenament cu telefonul, în autocar cu telefonul, la masaj cu telefonul. Deci era o disperare, pentru că în momentul în care ești ancorat numai pe acel telefon, clar că nu poți să te concentrezi la ceea ce ai de făcut și nici performanța nu are cum să apară. E bun și acel telefon, că te încurajează, vorbești cu părinții, cu frații, cu iubitul, cu iubita, dar nici o exagerare așa de tot timpul să stai numai pe telefon. Nu, ei nu stau pe telefon, sau se feresc, sau nu pot să-mi dau seama, dar nu i-am văzut. Până să vorbim și de ceilalți care au participat la Jocurile Olimpice, echipajele de 8+1, dar și cei care se află în spate, ne referim aici la antrenori, la medici, îi vom prezenta în câteva minute, aici voi apela la ajutorul dumneavoastră. V-aș mai întreba atât. Știu că ați povestit întotdeauna despre prima participare la o ediție a Jocurilor Olimpice. Aveați 19 ani. Dacă ar fi să faceți o comparație, cum a fost atunci? Ați spus în anumite interviuri că a fost cea mai frumoasă ediție a Jocurilor Olimpice la care ați participat. Și cum ați găsit acum Jocurile Olimpice, în an de pandemie, cu reguli peste reguli, testări zilnice, restricții care poate ieșeau din firescul unei vieți obișnuite? Cum vedeți această punte? Deci, la 19 ani eu am ieșit campioană olimpică exact în proba fetelor de acum. Deci, după mulți ani, nici nu vreau să mă gândesc câți ani sunt. Am declarat că este cea mai frumoasă olimpiadă, cea mai frumoasă participare a mea. Probabil că a fost prima. Am fost singura țară socialistă participantă la acea ediție. Am fost foarte răsfățați pe toată perioada aia cât am stat noi de o lună de zile, pe când ei n-au realizat încă, doar faptul că au fost angrenați în mișcarea olimpică, competiție, adversar, medalie, premiere și așa mai departe. Dar ei n-au simțit spiritul olimpic pentru că au fost prinși numai de restricții. N-aveai voie practic
să faci nimic. Ei n-au ieșit din satul olimpic, ei s-au dus, s-au pozat la cercurile olimpice, s-au dus la magazin, n-au mai cumpărat două tricouri, trei mascote și asta este tot ceea ce au simțit ei cu jocurile olimpice. Tocmai din această cauză au obligația să vadă cum va fi la Paris. Când n-o să ne țină pandemia asta toată viața, acum să mă ierte Dumnezeu, că au trecut prin toate stările, s-au pregătit acasă, au gătit, au făcut curat. Da, chiar asta voiam să mă întreb, cum v-ați pregătit în an de pandemie, când oricum n-aveai voie să ieși nicăieri? Cum au fost antrenamentele? Da, știu că foarte mulți, de fapt cei mai mulți dintre voi v-ați pregătit acasă. Cum a fost pentru voi? A fost destul de greu. Pentru că antrenându-ne acasă doar pe un aparat, și nu prea puteai să faci nimic, să ieși, să... Ați simțit asta ca fiind un dezavantaj, ținând cont de faptul că presupun că multe din antrenamente se desfășoară și în echipă, adică și individual, dar și în echipă? Dezavantajul a fost că nu am putut să ieșim pe apă. Și asta doar în casă, să ne antrenăm, a fost greu. Și apropo de ce o întrebam pe doamna Lipă, faptul că ați ajuns la Jocurile Olimpice în condiții absolut excepționale, nu în sens pozitiv, ci în sens negativ, cum a fost? Cum ați găsit totul acolo la Tokyo, poate proiecția pe care o aveați voi și lucrurile care se întâmplau în realitate? A fost ceva special de data asta. Vă așteptați la mai mult? Da, ne așteptam oarecum să avem libertate mai multă. Lucru care era aproape imposibil. Ne întoarcem în câteva minute când vorbim, așa cum am spus, despre echipele 8+1, dar îi cunoaștem pe scurt și pe cei care se află în spatele acestor sportivi minunați. Rămâneți pe Digi24, ediția specială continuă. Revenim în câteva minute. Alături de noi aici în platoul Digi24, întregul lot olimpic de canotaj. Acum, lângă mine se află doamna Elisabeta Lipă, pentru că vreau să vorbim despre cei pe care îi vedem aici în platou, pe care poate n-am avut ocazia să-i cunoaștem la această ediție, dar cu siguranță că îi vom cunoaște pe viitor. Foarte mulți dintre ei au făcut performanță și fac performanță. De exemplu, Mădălina Bereș, Sergiu Bejan, sunt și fetele de la categorie ușoară, sunt antrenori, sunt medici, sunt oameni despre care discutăm prea puțin, dar oameni fără de care nu ar exista nici măcar o secundă de câștig. Corect. Și oamenii care și-au câștigat locul trecând printr-o selecție, și anume acea calificare care este mai grea decât o finală olimpică. Deci, acum nu doar că vrei să participi la Jocurile Olimpice și te duci că arăți bine și ai făcut niște timp. Asta presupune un efort. Din contră, ei deja se selecționează. O parte din ei s-au calificat în 2019 la campionatele mondiale și o parte s-au calificat chiar anul acesta, respectiv barca de 8+1 fete și 8+1 băieți. Ioana, Viviana, Dănuța, zâmbiți, vă rog, că plecați acasă mâine. Ama, Mădălina, Denisa, Măriuca, zi, Magda, zi, păi, Geo, da? Cristina. Cristina, Mădălina, zi. Ei, haideți, e vă trezesc puțin. Barca de patru fără. Sunt tinere, exact. Sunt la început de drum. Eu sunt ferm convinsă că această ediție și această participare a lor le dă un curaj mare, pentru că au văzut ce înseamnă să te bați cu cel mai bun, ce înseamnă să pierzi, pentru că întotdeauna omul din greșeli învață. Niciodată nu învață când câștigă. Pentru că atunci ai senzația că ai făcut totul perfect și că nimic nu ți se poate întâmpla. Următorul an, dacă încerci să faci același lucru, cu siguranță că rezultatul nu mai este același. Bineînțeles, mergem mai departe. Dublu categorie ușoară, care în sfârșit să termină și această ediție și vreau la Paris, văd un Paris pentru ele frumos. Dar haideți Paris să le întrebăm ce spun ele după această ediție, că au și microfon, dacă nu mă înșel, dacă nu le ajutăm acum. Cum a fost pentru voi această ediție? Noi suntem foarte mândri de rezultatul nostru, chiar dacă e puțin dureros, pentru că de la locul 6 până la locul 1
au fost mai puțin de 2 secunde. E frustrant. Probabil că e foarte frustrant. Da, într-adevăr, e frustrant faptul că ești la jumătate de secundă departe de o medalie, dar asta cumva ne motivează și ne determină ca la Paris, cum a zis și doamna Elisabeta, să fim mai aproape de acel aur și să recuperăm acele 2 secunde. Și pentru că suntem tot în acea zonă, aș vorbi și cu domnii doctori care se ocupă, cei care au grijă în fiecare moment de tineri. Soții Ocean, care au în spate la rândul lor o echipă. Și o experiență fantastică. Desigur că noi îl cunoaștem pe domnul doctor Ocean, pentru că și el are performanțe remarcabile. Domnule doctor, cum este să faci parte dintr-un lot olimpic până la urmă? E o provocare în plus, pentru că lotul să te ocupi de un lot olimpic, medic fiind preparator specialist, presupune o muncă zi de zi, ani de zile. Nu e vorba doar de participarea la Jocurile Olimpice. Bună seara, în primul rând. E nevoie de o experiență deosebită, o experiență și un bagaj de cunoștințe care să poată să folosească în a construi o echipă în spate. Oricât de multe ai ști sau ai putea să faci ca singură persoană, nu poți să mergi mai departe cu performanțe, cu un număr atât de mare de sportivi. Și atunci, în spatele nostru, în spatele nostru ca și medici, sunt alți specialiști care ușor cu ușor s-au format înspre sportul de performanță. Discutăm de kinetoterapeuți, discutăm despre preparator fizic, discutăm despre masseur, discutăm despre osteopat, psihologi. Toți acești oameni fac parte din echipa medicală. Și o echipă medicală care la fel s-a construit în ani de zile. Pentru că chiar dacă poate nu sună pe placul multora, suntem o echipă în federație de copiat. Adică ar fi bine și alții să iau un model. Și noi n-am avut de la început o structură, așa trebuie să fim. Pas cu pas, pe măsură ce am crescut și număr de reprezentanți și pe măsură ce am câștigat experiența necesară, ne-am și diversificat să ajungem la modelul de acum. Repet, un model care ar trebui copiat de alte federații. Din multe puncte de vedere ar trebui copiat modelul. Haideți să-i mai prezentăm pe cei care se află aici în platou, pentru că merită toată admirația noastră pentru simplu fapt că sunt aici. Mergem mai departe, în spatele domnului doctor. Zi, Florinel, câți ani ai? Bună seara, 20 de ani. 20 de ani are și a participat și la când Jocurile Olimpice. Când a început să practice canotajul? 12 ani. La 12 ani am început. 12, deci tu ceva mai tânăr. Bătrân, ceva mai tânăr. Apoi, aș vrea să mergem să vorbim și cu băieții. Dacă nu mă înșel, Sergiu Bejan are barca la valieră, barca de 8 plus 1. Sergiu Bejan, am mai vorbit despre calificare la Jocurile Olimpice, am vorbit despre efortul pe care voi îl faceți. Pentru voi, experiența de acum, de la Tokyo, ce a însemnat? Bună seara! Ne-am dorit foarte mult să calificăm barca de 8 plus 1 masculin la Jocurile Olimpice, deoarece nu a fost calificată de foarte mulți ani. Am reușit calificarea și chiar dacă ne-am clasat pe locul 7, am învățat foarte multe lucruri care cu siguranță la Paris ne vor ajuta să obținem un rezultat mult mai bun decât cel obținut anul acesta. De ce o calificare atât de... Eu cred că până la Paris o să demonstrați de ce sunteți în stare. Puneți presiune pe ei în continuare. Munca lor trebuie valorificată. Toți stau în cantonament, muncesc, au rezultate, deci timpii recomandă către podiumul mondial european, pentru că până la Jocurile Olimpice avem aceste competiții intermediare. Înțeleg că încep iarăși competițiile. Sigur că da, îți dau curajul să te lupți cu cei mai buni. Dar de ce calificarea atât de dificilă, de atât de mult timp la masculin am avut? Pentru că nu am avut sportivi. Ce spuneați la început, exact ce că echipajul început, de erau prea tineri, prea cruzi, prea fără modele și atunci când nu ai după cine să te iei, este greu ca să doar pe forțele tale proprii să... Și acum există bază de selecție pentru generațiile viitoare sau e o problemă cu care vă confruntați pe termen scurt și mediu? Până acum noi n-am avut probleme, pentru că antrenorii noștri, nu mulți,
cei pe care îi avem, ei știu foarte bine că atunci când începe școala și când se termină școala și când merg în concediu și când vin din concediu, mai intră câte un ochi și văd dacă găsesc prin școală sau eu știu pe unde să duc ei, dar în general în școli fac selecția. Și bineînțeles că îi aduc la cluburi. Aici intervine marea problemă, pentru că la ora actuală cluburile, fie școlare sau cele ale Ministerului Tineretului și Sportului, sunt foarte, foarte, foarte slab finanțate. Au ajuns de n-au bani să trimită copiii două zile să participe la un campionat național. Noi, ca federație, am preluat acest lucru pentru că altfel riscam să-i pierdem. Dar sunt niște costuri enorme. Ținem, finanțăm în jur de 90 de copii și după care, când cresc mai mari, intră într-o selecție și cei mai buni ocupă locurile pe care le avem finanțate prin centrele naționale olimpice de juniori, finanțate de către Comitetul Olimpic și Sportiv. Dacă vă uitați aici, aproape toți, ca să nu zic toți, provin din aceste centre care sunt... Foarte mulți din Moldova. Ce se întâmplă acolo e o pepinieră pentru canotaj. Da. Îi întrebam și puțin înainte să intrăm în direct. Cei mai mulți dintre ei, cred că sunt câteva excepții, nu sunt neapărat din zona Moldovei. Da, eu cred că de acolo provin campionii, nu doar cei care sunt acum, și generațiile din trecut, din trecut, pentru că altfel îi cresc părinții acasă. Îi duc la să prășească, să se ducă cu animalele, să care apă, să taie lemne, să gătească, să facă curat. Adică un copil când zice sau stă acasă, nu doarme până la prânz și după ce se trezește țipă la mama să-i dea de mâncare, că mama nu e acasă, e plecată. Și cum viața în Moldova a fost mereu mai grea? Și nu neapărat, pentru că nu toți au avut sau au situații financiare mai grele. Nu neapărat în sensul ăsta, ci acolo e dar o conjunctură. Da, altă educație, văd altfel viața și atunci când vin și dau de aceste antrenamente, care toată lumea are senzația că acest sport este ceva ieșit din comun și ne omoară. Păi nu ne omoară, pentru că și cei cu care noi ne întrecem, ca să nu zic că ne batem, că deja sună că ne batem, ne întrecem, fac același antrenament ca noi. Pentru că altfel, dacă nu l-ar face, noi am fi de departe, așa, i-am bate gen Ancuța cu Simona, cu strigături, așa. Deci e clar că și ei fac același antrenament, cu același sacrificiu, pentru că altfel nu merge. Este un sport pe care îl practici 11 luni din 12, stând în cantonament. Dar viața de cantonament este atât de frumoasă. Dacă știi să-ți faci o echipă în adevăratul sens al cuvântului, că practic cantonamentul este prima ta familie. Familia de acasă este a doua familie. Și atunci, stând zi de zi, doar și eu am fost în locul lor cu mulți ani în urmă și eu am stat 24 de ani aproape, cu mici excepții. Și am făcut parte dintr-o echipă care a ieșit de 3 ori campioană olimpică. Eu fiind campioană olimpică și în dublu și în simplu, dar optul pe mine m-a atras enorm de mult. De asta vă propun să discutăm cu Mădălina. Echipa, dacă se creează o echipă într-o barcă mare, deci face minuni. De asta aș vrea să vorbim cu Mădălina Bereș, 8+1, pentru că am vorbit mai devreme și cu Sergiu. Mădălina, cum a fost pentru voi la Jocurile Olimpice? Nu uitați un singur lucru, noi suntem foarte mândri de voi că ați ajuns acolo. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Ne bucurăm să fim aici alături în platou. A fost o experiență frumoasă pentru mine, deci s-a terminat, poate nu așa cum ne-am dorit. Am reușit să scoatem un timp bun. Este clar că în finală nu a fost ziua noastră, dar am crescut frumos împreună în această echipă, suntem de 2 ani în această formulă și cred că, nu, adică nu, sunt foarte mândră de echipa mea.
Și rezultatul pe care l-am scos. Asta este mare lucru și vă dă forță pentru Paris, pentru următoarele Jocuri Olimpice. Clar n-a fost ziua lor norocoasă dacă au scos record mondial și olimpic cu două zile înainte. O echipă slabă nu poate să-l scoată, clar. Să bată recordul mondial și cred că olimpic, au fost mai degrabă speriate de acel timp pe care tot ele l-au scos. Și au considerat că și adversarul vine, va veni peste ele foarte îndărjit și dacă nu fac față, nu știu ce li se întâmplă. Dar e un lucru normal care se întâmplă într-o competiție sportivă. Este normal, dar e ușor să recepționezi ca și normal, dar este greu atunci când trebuie într-adevăr să arăți că este normal. Dar sunt convinsă că din toate greșelile astea, că este clar o greșeală, vor învăța și de acum încolo, în competiții, vor avea o altă abordare asupra curselor. Eu sunt ferm convins așa la cum le cunosc. E clar, din ce am văzut-o pe Mădălina, este foarte motivată ca de acum încolo să aibă o altă abordare, nu, Mădălina? Oricum nu cred că aveți încotro. Da, bineînțeles, eu nu consider că abordarea noastră a fost greșită. Am avut o abordare foarte bună între toată pregătirea și la jocuri, dar nu a ieșit ultima cursă și... Asta nu înseamnă că asta este valoarea noastră. Sunt și nu înseamnă că... neapărat că este un lucru pe care să-l condamnăm la nesfârșit. Și nu e un capăt de țară. Pentru un sportiv e ceva normal. Totul e ca el să știe să treacă peste acest eșec, că este un eșec, și să-și vadă în continuare de ce are de făcut și cu siguranță că rezultatul n-are cum să nu apară. Că în viața unui sportiv nu este așa roză și el nu mai câștigă, pentru că trebuie să mai și piardă ca să vadă cum e. Că tot a discutat foarte mult acum doamna Lipă la aceste Jocuri Olimpice despre cât de mult contează partea psihică. Sunt sportivi care anunță că nu mai pot, că au cedat. Te naști cu structura aceasta mentală sau reușești să o construiești în timp? În general te naști cu o structură mentală. Deja în decursul anilor, așa înaintând în vârstă, să zic, către înalta performanță, un sportiv care într-adevăr are o problemă nu neapărat de sănătate în sensul ăsta, ci pur și simplu este depășit de emoții, nu știe să și le controleze, că și aici e o problemă. Lucruri firești, lucruri, lucruri normale. Lucruri firești, dar pentru un sportiv nu sunt firești, pentru că el muncește un an de zile în situația asta cu Jocurile Olimpice, 5 ani cum a fost această ediție. Și dacă poți să fii foarte bun, dar dacă nu știi să-ți gestionezi partea asta emoțională, munca ta se poate duce așa pe apa sâmbetei. Tocmai din această cauză acum apar tot felul de specialiști care vin în sprijinul lor. Că și eu am avut la vremea mea psiholog, dar am considerat că n-am nevoie de el, că mie mi se părea normal să știu pentru ce stau în cantonament și să mă duc acolo unde mi-am propus eu să ajung. Pe când ei sunt acum mai firavi, mai... nu știu, poate cred că mai... sunt altfel vremurile în care trăim. Da, alte vremuri și tocmai din această cauză noi încercăm să venim în sprijinul lor. Că spunea domnul doctor de echipă de... o echipă medicală. Unii acceptă, unii nu acceptă, că și aici e problema. Trebuie să ai un numitor comun cu psihoterapeutul care stă cu tine de vorbă și asta. Dar eu sper ca ei să aibă înțelepciunea, să realizeze că este nevoie și de așa ceva, pentru că este o altă generație. Nu mai este ca pe vremea mea când îți spunea, nu-ți convine? Du-te acasă, că mai bat încă 50 la ușă. Acum nu mai bat 50 la ușă, că îi crești greu, trebuie să te ocupi de ei, să-i ajuți, pentru că și dacă au o neîmplinire sufletească, o nemulțumire, nu știu, îi deranjează ceva, imediat asta se vede normal în antrenamentele lor. Aș vrea lor. Să-i prezentăm și pe cei care au rămas în continuare. Am vorbit cu Mădălina, am vorbit cu Sergiu de la 8+1, acum mai este Iulia. Iuliana, dacă nu mă înșel, care are și ea microfon. Iuliana, este și ea tânără și la început de drum. Când ai început canotajul? Și cum a fost tot acest parcurs pentru tine? Uite că n-am întrebat pe nimeni în această seară cum a fost tot parcursul acesta de la 15 ani până în prezent. Cum ți s-a părut? Greu, ușor, provocările pe care le-ai simțit? În perioada de juniorat
te familiarizezi cu canotajul, cu vâslitul, cu echipa. Abia după perioada de juniorat la tineret și la seniori, acolo se văd rezultatele și acelea contează cel mai mult. Aș veni puțin mai în față ca să apucăm să discutăm cu toate fetele. Cristina, când ai început canotajul? Câți ani ai acum? Am 25 de ani, am început în 2010. Și cum a fost? Ce te-a determinat să faci acest sport? De ce ai vrut să faci tocmai canotaj? Aș răspunde sincer, am vrut să fac canotaj pentru că am vrut să plec din orașul în care locuiesc. Este un oraș mic și voiam să mă dezvolt. Și canotajul ți-a oferit împlinirea aceasta. Pur și simplu ți-ai atins scopul așa și ai ajuns până la urmă să iubești acest sport, nu? Da, fac asta cu dorință și da, pot să spun că iubesc acest sport. Ea este campioană olimpică de junior cu Denisa Tălvescu. În 2014. Adică are și ea niște rezultate. Cum e să devii campion până la urmă atât de tânăr? Că voi toți sunteți foarte tineri, dar iată că și la juniorat sunt performanțe care nu trebuie trecute cu vederea. 2014 pentru mine a fost cea mai frumoasă experiență, aș putea spune, și mai frumoasă ca aceasta de anul acesta, pentru că aceea mi-a adus o medalie de aur și eram foarte tânără și vedeam altfel lucrurile. Cum le vedeai comparativ cu acum? Nu prea știam eu ce se întâmplă, nu prea știam cine a târnat la gât pe atunci. Acum oarecum am pus presiune singură pe mine și pentru că nu am intrat în finală la 81 de sutimi, oarecum am rămas puțin dezamăgită, dar cred că plec mai puternică pentru următorii 3 ani. Așa să fie, doamna Lip, în încheiere. Mi-aș dori să avem timp să vorbim cu fiecare în parte, pentru că sunt oameni extraordinari, dar e un angajament pe care îl luăm acum în fața voastră și în fața celor care ne urmăresc, să le arătăm poveștile până la următoarele Jocuri Olimpice, pentru că merită. În încheiere, dacă ar fi să le spuneți lor ceva și celor de acasă, ce ați spune? În primul rând, să fie sănătoși, să aibă grijă de sănătatea lor, să-și urmeze visul, pentru că au un vis atât de frumos, acela de a fi campion. Campionii nu se regăsesc pe toate drumurile, campionii se nasc și noi trebuie, avem obligația, generația asta mai născută mai devreme, are obligația să ducă această tradiție mai departe și să creștem în continuare campioni. Iar tot fiecare dintre cei pe care îi vedem în această sală sunt campioni de elită, aș putea să spun, chiar dacă unii sunt cu medalia la gât și ceilalți au avut neșansa să nu aibă o medalie la gât, dar ei merită cu prisosință pentru că sunt niște tineri talentați, tineri pe care eu îi apreciez foarte și mult prin ceea ce fac. Le ținem pumnii pe viitor, ținem pumnii pe viitor, vă felicităm pentru că ați ajuns în acest punct, vă felicităm pentru tot ceea ce faceți pentru noi, ne faceți mândri că suntem români. Vă mulțumim, doamna Lipă, pentru prezență și pentru faptul că i-ați adus aici. Urmăriți în continuare Digi24, vom continua campania România la Olimpiadă.